ziua, domnul inspector patrulară, la Lașcu Serios. Președintele este stabilit în localitate. Vă deplasați la moment 73 km la oră. Ați fost depistat cu automobilul capcană. Vă rog permis, pașaport tehnic, asigurare și testare, domnul. De cu zi, polițiștii de patrulare au instalat pe străzi mașini capcane, iar șoferi nedisciplinați s-au găsit repede. Deoarece este sărbătoare, iar cei dragi îi așteptau acasă, aceștia au uitat de limitele de viteză, au condus în grabă și au fost sancționați. Toți în cauză. Câteodată mă grăbesc, câteodată așa, din neatenție. Mă grăbeam acasă, la sărbători, la părinți, la țară. Am încălcat, să plătim amendă și asta. Mă grăbeam la familie acasă să... Da, asta e. Sunt vinovat, recunosc. Întâmplă des să vă grăbiți? Nu, e pentru prima dată. Această șoferiță însă s-a grăbit din alt motiv. Eu ribionă cu mine galodnă. Nu, правила для того, чтобы их нарушать иногда. Șoferii care o țineau una și bună că nu au greșit cu nimic au fost convinși ușor. Prin telefon, polițiștilor de patrulare le este transmisă poza de pe radar cu mașina care a încălcat. Asta reprezintă proba care a fost stabilită, transmită prin Viber, adică proba pe loc, a conducătorul să ia cunoștință. În privința încălcării nominalizat, 71 km la oră. Dacă veți merge astăzi în ospeție, ar fi bine să gustați doar din bucatele de pe masa de sărbătoare, nu și din alcool, deoarece s-ar putea să fiți trași pe dreapta. Începând cu ora 22 pe drumuri vor fi amplasate filtre și radare, iar cei stopați vor fi verificați minuțios. Șoferii susțin că odată ce se vor așeza la masa de sărbătoare, la volan nu vor mai urca. Nu te urci. Merg cu jos. Da. Te urci. Da. S-a întâmplat vreodată? Servit la volan? Eu nu-s de aici. La volan nu servesc niciodată. Dacă serviți, ce faceți cu mașina? Merge soția. Razile Inspectoratului Național de Patrulare se vor intensifica pe toată perioada sărbătorilor de iarnă.